Ia uite-ți aici, băieți. Băi, trebuie să repar neapărat mașina asta, bă, băieți. Trebuie să repar neapărat mașina asta, frate. Că nu mai e, nu mai e de Dumnezeu cu ea. Mi-au ruginit și astea, frate. Ia uite că sunt și firmițe. Mi-au ruginit și astea. Pe sub tobă nu mai zic, frate, că e varză. Toba! Dar trebuie neapărat să o repar. De când mă țin să o repar, să o repar, frate, dar găsesc numai altceva în care vreau să investesc banii. Bine, chestii personale, nu că îi investesc în ceva. Încât timp să cred că mașina asta nu mai merită, frate, jur. Jur, vă spun sincer. Nu e mult de investit la ea. Probabil că bara și ăsta, fusta asta, difuzorul ăsta. Astea sunt musai de schimbat. Și bineînțeles de făcut toba, care e, nu știu, încerc să vă arăt, dar și dacă se vede. E dezastru și asta, sincer. Deja nu se mai poate cu ea. Uitați aici ce spate voluminos și periculos are. N-am ce să-i fac, băi, trebuie să o repar, sincer vă spun, trebuie să o repar la un moment dat, dar... O mașină din asta, dacă nu bagi bani în ea și nu ești foarte grijuliu, ceea ce nu e cazul meu, deci eu nu pot să fiu atât de grijuliu. Uitați și aici, cred că mi-au rupt ordinul la spălătorie, dacă nu mă înșel, aici și aici. Am avut o acțiune cu unii la spălătorie și m-au rupt. Am reușit să schimb și eu jantele înapoi pe cele de vară, că mă prindea imediat 1 iunie cu jantele vechi. Vopsite de mine, nu știu dacă mai țineți minte, sunt jante vopsite de mine cu spray-ul. Netratate înainte, ne decât spălate și șterse un puțin. Nu pot să zic că sunt chiar așa, dar nici vopseaua nu era cine știe ce. Un spray de 25 de lei. Asta de aici arată puțin mai dezastru, sincer. Dar... o să mai lucrăm la ea. Sunt în căutare așa de un... de un suvuleț, să-mi iau un suvuleț. Am vrut să o dau pe asta la schimb. Am găsit niștiva... am găsit câteva... opțiuni, să zic așa, dar a fost că. Așa că o să rămânem tot cu BMW-ul nostru o perioadă. O să vă și explic, am avut un GLK din 2010, dacă nu mă știu, era băiat undeva pe Ilfov și voia neapărat să ne întâlnim pe autostradă. Pe autostradă, eu vă spun sincer, sunt o persoană mai comodă așa și nici nu-mi doream atât de mult, dar mă duceam eu până la București și făceam schimbul dacă era. Și am zis, bă, dacă vine și vede și îi place, face în schimb dacă vrea, na, nu știu. Că îmi place și mie, nu neapărat lui. Dar băiatul, na, n-a mai venit, nici eu nu am fost atât de insistent și așa a rămas. Deci rămânem tot cu mica noastră bestie, care vă spun sincer, nu știu cum să vă zic, mie personal, îmi place foarte mult. De când i-am schimbat electromotorul, mașina pornește mult mai bine ca în trecut. Hai să vedem noi la consum, băi. Cum stăm noi la consum? Ia un pic pe meniu. Deci avem 12,7 consumul în 2 km, că atât am făcut. Cât am ajuns până la... Bine că merge muzica. Până am ajuns, de asta ascult eu mașina, băi, auziți. Cine știe piesa asta, să lase un comentariu acolo. A, nu știți piesa asta, că majoritatea dintre voi... Adică nu majoritatea, mulți, unii dintre voi nu erau născuți când s-a scos piesa. Consumul acesta e la oraș, băi, dar eu vă spun sincer, merg prin oraș ca un turbat, adică... Merg foarte turbat, înțelegi? Mă bag, mă duc, mă fac, mă întâmplu, pentru că mă disperă traficul din oraș de asta. Dar am avut câteva drumuri lungi acum, 6% ia mașina asta la drum lung și credeți-mă, nici la drum lung nu merg ca și cum pâr. La mine, sub acu, sub 2000 de turații nu coboară, înțelegeți? Deci până în 2000 de turații cel mai mult, 2500 acolo stă el, schimbat pe la 3000 și ceva. De asta zic că nu, adică nu merg, dacă pentru cei care merg ei la consum, nu știu exact ce tactici din astea au, vă spun eu, mașina asta poate să scoată mult mai mult. Oricum,
motorul de 2 litri, la ce motoare se scot acum, este un motor destul de bun. Motorul ăsta al meu cu soft are undeva la 220 de cai, 218 cai. Aveam un dyno pe aici de când am pus-o pe testerul de la dyno și aici undeva la 218 cai. La ce motoare se scot acum de 1.5, 1.0, 1... Nu mai vorbim de ele, că sunt varză. Și na, ce să zic. Am o grămadă de lucruri care ar mai trebui refăcute la mașina asta. Colantul meu nu mai e colant, după cum puteți vedea. A crăpat rău de tot, dar o să fac un alt video despre asta. Na, în rest e tot așa de frumușică cum ar veni. A reușit să reprindă la acolo, nu știu dacă știți că ăsta a flambat la un moment dat. Am reușit să-l prind când a fost într-un service. Am prins bine, am schimbat șuruburile de acolo. Da. Ușor, ușor, mai o mașină trebuie întreținută, nu știu. Să ai și mare grijă de să o și întreții, să o repare în cazul în care apar ceva chestii. Am văzut cam asta. Am atins undeva cu pragul, dar cu pragul șoferului. Așa sunt eu. Așa sunt eu, mai dilău. Ia să vedem dacă se poate vedea pe unde am atins. Uite aici. Nu știu că se vede pe cameră. De aici până pe aici. Eu numai din astea fac, băieți. Ating, fac prostii, dar na. Nu sunt foarte grijuliu, dar mașina mea ce să fac? Asta o am. Am băgat o căruță de bani să o fac așa frumos să se arate bine, dar cu îngrijirea ei mă descurc așa bine. Mă, am văzut, parcă aveam o stemă, cred că aia din spate, care nu era atât de ok. Ia să vedem. Da, asta într-adevăr, asta cred că e stema veche. Ia uite că e și dezlipită pe aici. Asta ar trebui schimbată. Cu portbagaj, cu tot, cu mașină, cu tot. Portbagajul în acea situație. Dar o să fac un video despre marele colant. Acolo stă directorul în spate, ca bus. Băi, nu știu, bebelușii voștri, dar al meu i-am cumpărat scaun, am dat o căruță de bani pe el. Dar nici nu pot să zic că am circulat așa des, dar nici nu stă în el. Băi, cam asta e treaba cu mașina. Am vrut să mai fac așa un video, un update, ceva, să mai vedeți care e treaba. Urmează video despre colant să fac și dacă eu recomand să colantez mașina sau nu. Apăsați și voi butonul de like dacă mai e cineva pe canalul ăsta. Vă pupă tot și ne auzim într-un nou episod. Aș vrea ca întrebarea, am o întrebare pentru voi. Ce SUV credeți voi că e fiabil, nu știu, un SUV pe care aș putea să dau la schimb cu, adică să dau mașina mea la schimb pe un SUV, ce SUV credeți voi că ar trebui să fie? Asta, ia uite aici. Buba, tati, buba. Am prins-o de nenumerate ori, adică nu vă uitați așa că am prins-o, dar când o prind aici bine, în cealaltă parte se desface. Pentru că na, e prins și pe aici pe jos, e flambat, e rupt, e... Da. Dar să ne facem timp și pentru ea. Să ne facem timp și pentru ea. Ne facem timp, tati. Ne facem timp, că n-avem ce facem. Hai, vă salut pe toți și ne auzim într-un alt episod în curând.